Bună ziua! Am terminat astăzi a doua rundă de consultări cu partidele politice și am ajuns la câteva concluzii importante. În urma primei runde de consultări, în urma consultării și cu societatea civilă și cu foarte mulți oameni care au fost în stradă, mi-am format o opinie și vreau să o prezint și dumneavoastră pe scurt. După părerea mea, în această etapă, pentru a rezolva problema guvernării și pentru a avea garanția că vom avea o îmbunătățire netă a performanței clasei politice, este nevoie de un prim-ministru independent sau tehnocrat, cum spunem de multe ori, o persoană curată, adică care să nu fi fost implicat în niciun fel de scandaluri, o persoană integră, o persoană care a dovedit practic